Patru înfrângeri consecutive a suferit Universitatea Craiova în Liga 1 și din pretendentă la titlu, echipa antrenată de Uzunidis a căzut pe locul 4. Atmosfera în cadrul echipei nu este una foarte bună înainte de meciul din această seară din fața FCSB-ului. Secundul Dragoș Bon le transmite jucătorilor să trateze cu seriozitate ultimele două partide din Liga 1, cea cu bucureștenii și confruntarea din ultima etapă din Bănie cu Clinceniul. Asta în condițiile în care toată lumea este cu gândul la finala Cupei României, pe care alb-albaștri o vor disputa sâmbătă la Ploiești împotriva Astrei Giurgiu. Cu acest prilej vreau să le cer scuze tuturor suporterilor noștri, pentru că știu că sunt la fel de afectați ca și noi și sper că avem prilejul să le aducem o bucurie după partida care urmează cu cei de la FCSB, pentru că, cum toată lumea știe, indiferent de poziția din clasament a celor două echipe, întotdeauna va fi un derby, iar derbiurile cu FCSB, cu Dinamo, întotdeauna aduc bucurie suporterilor dacă reușim să le tranșăm de partea noastră. Bon a vorbit și despre revenirea suporterilor pe stadioane. Primul meci cu fani în tribune va fi chiar finala cupei. Este un moment pe care îl așteptam de foarte mult timp, atât eu cât și întreg grupul de jucători. Suntem foarte fericiți că vom avea din nou suporteri în spate și cum la ultima cupă au reușit să ne ducă spre trofeu, sunt 100% convins că așa va fi și pe data de 22 la Ploiești. Meciul dintre FCSB și Universitatea se joacă în această seară de la ora 21:30.